Deci, ce teme avem? Nu, cred că o să le termin mâine. Sper să fie totul ok. Bună dimineața! Bună dimineața! Nastea, ce caută cărțile alea pe masă? Credeam că o să ne faci micul dejun. Unde sunt celelalte fete? Ce fac cu cărțile? Îmi fac temele și să știți că am întârziat deja la școală. V-ați dat seama deja? Și tu, Smiley, du-te să o trezești pe Diana, pentru că eu nu am putut. Aoleu, școala, pregătiți-vă! Eu mă duc să o trezesc pe Diana. Vrem să mâncăm. Nastea, este ceva de mâncare? Băieți, nu este nimic de mâncare. V-am spus să mergeți la magazin, dar ați vrut să dormiți. Bine, atunci o să mâncăm la școală. Și aș mânca o pizza. Da, e nașpa când dorm prietenii la tine. Am dormit foarte rău și trebuie deja să ne pregătim pentru școală. Deci, ce agrafă să-mi pun azi? Poate asta? Nu, o să port una cu iepuraș. Mie mi-e foame, mor de foame. Și Smiley a sfărâit toată noaptea. Scuze, Diana, dar l-am dat afară din camera asta. În regulă, Knopo, azi vom fi fără prieteni. Doar tu și cu mine. Bună dimineața, iubito. Trezește-te. Oh, Smiley, ne-am trezit de mult. Intră. Oh, bună, fetelor. Știați că am întârziat la școală? Da, și cum o să mergem acolo? N-am niciun leu în portofel. Și care-i problema? Knopa, șoferul o să ne ducă la școală, deci haide, pregătește-te! Diana, nu ne poate face mama ta o prăjitură? Smiley, ce prăjitură? Mama nu trebuie să vină aici. Dacă vede ce petrecere am avut aici, o să mă... Haideți! Bună dimineața, Nastia! Wow, Smiley, bravo! Ai putut să le trezești pe fete mai repede decât mine! Nastia, eram treze de mult! Bine, haideți să mergem la școală. Avem cafea, ciocolată caldă. Diana, mai vreau să mai vin să dorm la tine. Fetelor, acolo. Uite. Băieți, ce-i acolo? Ce-ați văzut? Ați găsit de mâncare? Nu, Smiley, nu-i mâncare. E Romeo. Poftim, Romeo. Diana, cred că e timpul să mergi să-i spui mamei tale că Romeo e aici. Ascultă, Smiley, nu o să le spun părinților, vom ieși și vom merge la școală, iar eu o să-i spun lui Romeo că nu am ce să fac pentru el. Diana, Romeo e nebun! Credeam că s-a dus acasă. Romeo, tu chiar ai dormit aici? Credeam că ai plecat acasă. Diana, o să dorm aici în fiecare noapte, voi fi bodyguardul tău. Wow, Romeo, ești nebun. Și atunci eu ce sunt pentru Diana? Smiley, relaxează-te, tu ești iubitul meu. Și oricum Romeo nu va fi bodyguardul meu. Ascultă, Romeo, nu am nevoie de protecția ta. Ai înțeles? Ok, hai să mergem la școală până nu ne vede mama. Romeo, și tu. Așteaptă, Diana, trebuie să verific teritoriul, să nu te pune nimeni în pericol. Uite, cred că văd o muscă. Da, și mușcă. Aoleu, ce să fac cu acest Romeo? Prieteni, mai puțin zgomot, altfel ne va auzi mama. Diana, așteaptă, vin cu tine. Pepperoni, limonadă, burger, burger și eu. Puteți să o luați mai ușor, după cum vedeți, sunt singură, Ice nu e aici azi. Deci, o pizza cu pepperoni, o limonadă și doi burgeri. Pizza, știi cumva unde sunt rebelele? N-au venit azi la școală. Poate că eu le zghidele aure. Băieți, voi chiar credeți că le spionez pe rebele? Am un job, nu le spionez nici pe rebele, nici pe nimeni. Stella, cheamă-i pe băieți. De ce să-i chem eu? Cheamă-i tu. Da, m-am prins. Zenia, te rog, cheamă-l pe Slava. Mi-e rușine. Vai, fata lor, ce rușinoase sunteți. Hei, băieți, veniți la noi, avem o masă liberă. Bună, Frox. Fetelor, știți unde sunt rebelele? Ați văzut-a pe Super, Maria? Vorbim noi cu ei, dar ei ne zic de rebele. Nu le-am văzut, nu le urmărim pe rebele. Pizza, adune la teori. Dar noi știm unde sunt rebelele. Sunt la casa minunatei Diana. Și nu sunt singure, sunt cu basketbaliștii, cu Smiley. Probabil au stat toată noaptea împreună. Aoleu! Da, ce o să se aleagă de școala asta? Sunt șocată, Diana a dormit cu Smiley, nu pot să cred. Ce? De unde știți asta? Vrei cu brânză dublă sau nu? Stai puțin! Și Nastia a dormit acolo cu băieții? Băieți, chiar nu știați? Toată școala vorbește despre asta. Nu ați văzut că rebelele nu au ajuns încă? Cred că au dormit prea mult. Nu e mare lucru, o să vină imediat. Rebelele și basketbaliștii au dormit în aceeași casă. O să ajungă împreună de la școală. Interesant, părinții Dianei știu că face genul ăsta de lucruri? Nu știu să-i sunăm, să le spunem. Haideți, fetelor, folosiți-vă creierele. E în avantajul nostru că rebelele și basketbaliștii sunt împreună. Ne cresc șansele la băieții noi. Nu-i așa? Ai dreptate. Cum da nu m-am gândit la asta? Pizza, unde e ciocolata noastră? Așteptăm deja de 5 minute. Mai așteptați, nu uitați că sunt singura, Ice nu a venit.
Șobolanilor, mai spuneți-mi despre casa minunată Diana. Sigur e și Nastia acolo? Băieți, de ce sunteți așa naivi? Nastia e rebelă, la fel ca Diana, și locuiesc acolo împreună. Rebelele basketbaliștii, dar veți găsi mai multe detalii în articolul meu. O să-l public mâine. E clar, băieți, rebelele ne-au fraierit. Acum locuiesc cu basketbaliștii în aceeași casă, în timp ce noi le așteptăm aici. Băieți, trebuie să le spunem câteva cuvinte. Lealea, ce vor să facă băieții ăștia noi? Iana, indiferent ce vor să facă ei, am un nou material pentru articolul meu. Dar ar putea să te ia la bătaie. Atunci să se bată, mai multă acțiune, mai mult interes pentru articolele mele. Lealea, dar promitem că dacă începe bătaia, nu o să mă trimiți acolo să întreb cine i-a dat un pumn cui. Nu te îngrijora, Iana, nu o să te pun să faci asta. Alo, e poliția? Da, am un nepot, e adolescent. Probleme? Da, am probleme, n-a venit la școală azi. Păr verde mai ai? Hai, ia-o mai repede. O caut. Păr verde mai repede, e greu. Am găsit-o. Da, păr verde, bine că ai luat-o, pentru că dulapul era gata să cadă. Cum adică a plecat și o să se întoarcă înapoi? Nu l-ați văzut pe Romeo? Nu l-am văzut, profesorul Mike. A dispărut cineva? Da, Romeo al meu a dispărut, a plecat de acasă. Oh my god, săracul Romeo. Profesor Mike, n-ați spus și dumneavoastră adolescent? Sigur s-a dus la o petrecere. O să se întoarcă. Ok, băieți, jucați-vă, dar eu nu o să vă mai iau mingea. Nu înțelegeți nimic, Romeo al meu e un băiat liniștit. Nu e ca voi, nu se duce la petreceri. Săracul prof Mike, ce stresat e. Dacă eram în locul lui, nu mă îngrijoram deloc. Băiatul e un monstru, poate să bată pe oricine. Costea, nu înțelegi deloc, el e ca un copil pentru prof Mike. Nu contează dacă poate să bată pe oricine sau nu. Gata, băieți, o să-l bat pe Smiley ăsta. Și eu să-l bat pe Timur. Au nebunit de tot. Băieți, nu putem găsi o rezolvare mai prietenoasă? Nu se poate. Băieți, lăsați-ne în pace. Ne urmăriți cumva? Nu, no, doar mergem la școală. Și noi mergem la școală, dar voi vă tot țineți după noi. O să-l sun acum pe tata. Și eu pe mama. Rataților, plecați de aici. Păi așteptăm pe basketbeliști. Ați auzit, rataților, plecați de aici. Dobaschi, ce facem? Nimic, Patrick, să mergem la școală. La școală. Brovatski. Iulia, nu trebuie să iertăm. Ok, băieți, Smiley va uita numele Dianei. Lui Timur o să-i fie frigă să mai meargă la Knopa. Max e mare, dar tot să-i dau eu un pumn. Băieți, n-am putea să discutăm cu ei. Diana, cum adică veți întârzia? Avem antrenament. Cum adică ați dormit? Știi ceva, Diana, m-am săturat de toate astea. Înțeleg că sunteți împreună cu basketbaliștii și totul e cool, dar ați lipsit de la multe antrenamente. Deci, Diana, dacă nu o să ne antrenăm azi, o să-mi dau jos costumul ăsta și nu o să mai fiu mascota voastră. Gata! M-am săturat de rebelele astea, nu se gândesc la antrenamente deloc. Eu stau aici, le aștept și doar îmi murdăresc costumul. Gata, dacă nu o să vină la antrenament azi, nu o să mai fiu mascota banii. Prieteni, nu-i spuneți profului Mike că ați dormit la mine și de-aia mă târzia cu toții. Au ajuns în sfârșit. Ați întârziat, colegi, ați întârziat? Nu e treaba voastră. Uitați-vă la voi. Diana, spune-ne câteva cuvinte pentru articolul meu. Ce ne poți spune despre casa ta minunată? Ce ați făcut acolo? Ați petrecut toată noaptea și de-aia ați întârziat? Oh, vai, Lealea, Iana, nu mai urlați! Bine, prieteni, să mergem la ore. Suntem în pericol. Noi ne ducem la antrenament. Băieți, Smiley, vă rog să nu spuneți nimănui că ați dormit la mine acasă, nimănui. Bine, iubito, totul va fi bine. E clar, au dormit la casa minunatei Diana împreună și au întârziat toți la școală. Ascultați, Iana, Lealea, putem să vă întrebăm ceva? Iana, ai auzit? Rebelele vor să ne întrebe ceva. Da, n-are niciun rost. Fetelor, nu faceți asta. Serios, fetelor, nu scrieți un articol despre cum am dormit în același loc și am întârziat. Nu-mi spuneți mie, o jurnalistă, despre ce pot să scriu sau nu. Bine, ați ajuns la a treia lecție. Cum puteți fi voi un exemplu bun de urmat? Fu! Așadar, rebelele au dormit prea mult și au ajuns la școală la a treia lecție. Bine, șobolanilor, așteptați reacția noastră. Ne vedem după oră, fetelor. Și cu voi, șobolanilor, vom discuta mai târziu. Yes, avem dreptate. Așa e, în regulă, Iana, ne vedem în pauză. Dima, vii la oră? Da, Costea, vin acum. Dima, tu chiar mă iubești? Normal. Eu sunt cea mai tare? Cea mai tare, mă. Ah, pa, pa. Bună ziua, profesor Mike. Profesor Mike, întârziații au venit la a treia oră. Cum să zici asta, Leala? Important este că au ajuns până la urmă. Eu am o mare problemă. Nepotul meu, Romeo, a dispărut. Ok, Diana, cel mai important este să nu afle profumai că Romeo a stat toată noaptea în curtea ta.
Nastia, mai încet. Nu e vina noastră că Romeo nu s-a întors la el acasă. În regulă, subiectul de azi este unde dispar adolescenții. Vreau să-mi spuneți unde ar putea fi Romeo. Profesor Mike, Romeo e adult. Sunt sigură că s-a dus cu prietenii și telefonul lui s-a descărcat. E bine. Profesor Mike, Romeo nu e fraier, se descurcă. Dacă Romeo nu era fraier, l-ar fi sunat pe proful Mike de pe telefonul prietenilor lui. Profesor Mike, eu cred că trebuie să sunați la poliție. Lela, nu te mai panica, îl sperii pe proful Mike. Eu cred că Romeo are o iubită, e posibil, nu? Când apare o iubită, băieții își pierd mințile. Da? Atunci eu de ce nu mi-am pierdut mințile? Apropo, eu am avut multe iubite, dar mereu am dormit la mine acasă. Dima, ți-ai pierdut mințile acum ceva vreme. Costea, vorbește-mi gând, ok? Sunt bine. Profesor Mike, dacă vreți, putem să mergem să-l căutăm pe Romeo. Motoarele noastre sunt lângă școală. Da, îl căutăm. Ca după aia să vă caut și eu pe voi. Nu, stați aici. Deci, Diana, ai idee unde ar putea fi? Oh, profesor Mike, ce legătură am eu cu Romeo? Chiar nu știu, poate se plimbă pe undeva, nu știu. Nastia, tu ai idee unde ar putea fi Romeo? Eu? Diana, de unde să știu pe unde umblă Romeo? Ați auzit, profesor Mike, nu știm. În regulă, elevi, vom lua echipamente, corturi și vom merge să-l căutăm pe Romeo. Da! Liniște, profesor Mike, stați, poate nu e nevoie să luați măsuri așa de drastice, măcar mai așteptați un pic. Sunt sigură că Romeo se va întoarce acasă azi. Fetelor, mulțumesc că ați încercat și încercați încă să mă liniștiți, dar nu, nu o să aștept. Elevi, cine vrea să vină să-l căutăm împreună pe Romeo? Diana, Diana, de ce ai plecat așa de repede? Romeo? Oh, aici e Romeo. Romeo, unde ai fost? Unchiule Mike, nu te îngrijora, n-am făcut nimic rău. Mai știi că mi-ai spus că trebuie să protejezi fetele? Și pe cine ai protejat? Unchiule Mike, am protejat-o pe Diana. Oh my god, ce-i cu prostiile astea? În regulă, Romeo, pe care Diana ai protejat-o? Unchiule Mike, am protejat-o pe Diana. Diana a dat o petrecere la ea acasă și eu am dormit în curtea ei. Articolul meu va fi un mare succes. Așadar, Diana a dat o petrecere la ea acasă, iar Romeo a dormit în curtea ei. Iar tu, Diana, nu mi-ai spus nimic. Așa este, unchiule Mike, am protejat-o pe Diana. Profesor Mike, v-am zis că Romeo o să se întoarcă acasă. Și știți, profesor Mike, nu ne ajută cu nimic Romeo al dumneavoastră, ne face numai probleme. Acum, Nastia, Diana și Romeo, puneți caietele pe biroul meu. Mulțumim, Romeo. Oh, se pare că articolul meu va fi foarte lung. Basketbaliștilor, cauzați multe probleme. Mascotă, nu ne mai acuza pe noi de toate. Ai fost chemat la casa minunată Diana, dar ai refuzat. Da, nimeni nu te pune să fii așa, tu alegi să te porți așa. Mascotă, serios, te porți ca un copil. Ca un copil? Rebelele uită de antrenamente din cauza voastră, aveți o influență rea asupra lor. Relaxează-te, mascotă, fetele vor veni la antrenament azi. Dar sunt multe de făcut acum, Diana se mută și prietenile ei se mută, vor locui împreună cu ea. Dacă nu o să vină la antrenament azi, voi face tot ce voi putea ca să se despartă de voi. Basketbaliștii chiar n-au mai venit la școală. Au simțit ceva. Poate i-a aflat deja, poate ratați i-au sunat și le-au zis. Poate ar fi mai bine să discutăm frumos cu ei. Au zis și voi că bate cineva mingea? Sigur sunt basketbaliști. Basketbaliștilor v-am avertizat. Basketbaliștilor. Oh, băieți, uitați cine a venit. Uitați-vă ce atitudine au. Dacă ați venit să jucați basket cu noi, nu o să se întâmple așa ceva. Nimeni nu vrea să joace basket acum. Vreau să-ți explic cum stă treaba cu Diana. N-ai cum să fugi de mine, Timur. Băieți, băieți, explică-mi. Oh, băieți, haide, spune. Da, mă, da, lasă că te prind. Lasă, hei, încercați. Da, da, da. Hei, băieți, liniștiți-vă. Basketbaliștilor, nu o să fie niciun antrenament azi. Fete, stai, lasă mâna de pe mine. Înțelegi că e a mea? Avem atâtea probleme din cauza lui Romeo. Ce probleme? Probleme foarte mari. Diana, te rog, iartă-mă. Să te iert, Romeo, să te iert, ești ok? Tocmai ai spus totul profului Mike despre petrecerea noastră, despre tot. Romeo, n-avem nevoie de probleme. Oh my god, Romeo, nu ne mai urmări, n-avem nevoie de protecția ta. Am distrus totul, iar orice fac, fac greșit, complet greșit. Fetelor, ce se întâmplă? Iar îl chemați pe Romeo la petrecere? Nu, profesor Mike, nu-l chemăm nicăieri. Spuneți nepotului dumneavoastră să nu se mai țină după noi. Romeo umblă mereu după Diana, fuge după ea. Ok, fetelor, să mergem la antrenament. Nu putem să lipsim și astăzi. Profesor Mike, mergem la antrenament. Unchiule Mike, de ce te bași tu mereu?
Hai repede de acum, vom veni și pleca împreună de la școală. Mascotă, am venit la antrenament. Ce s-a întâmplat aici? Cred că e ceva foarte rău. Băieți, ce s-a întâmplat? A avut loc o bătaie adevărată. Deci a avut loc o bătaie aici, da? Cine a câștigat? Nu v-ați dat seama? Diana, Smiley nu o să locuiască în casa ta. Cunăpa, Timur e foarte slab, părăsește-l. Fetelor, spuneți-i Mariei că Slav a câștigat lupta. Ce? Hei, stop, abia v-am calmat. Ascultați-mă, băieți, noi nu vreau să vă mai văd în școala asta. Smiley, să mergem. Ușurel, au... Ce? Păi alegeți pe cei slabi. Nastia, eu nu m-am bătut cu nimeni, vrei să fii iubita mea? Ghera, dacă vrei să fiu iubita ta, rezolvă toate problemele cu prietenii tăi, să nu mai vină să facă scandal în școala noastră. Eu le-am zis să vorbim frumos. Cool, băieți, iar nu o să ne mai antrenăm din cauza voastră. Smiley, te doare? Da, Diana, e puternic. Nu? Smiley, nu-mi pasă dacă e puternic sau nu e puternic. Ok, deci vom merge acasă acum și o să punem ceva rece pe rană, bine? Dragilor, dați-ne like, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și așteptați noile noastre episoade. Ne vedem curând, pa, pa! Aha!